El și-a asumat controlul spunând, continuă, ridică, ridică. Robert a zis, la naiba, ne vom prăbuși, nu este adevărat, o să murim, dar ce se întâmplă? Una după cealaltă, alarmele avertizau. Sink rate, stall, go up, sink rate, stall, go up. În același timp, fie Robert, fie Bona, au spus, la naiba, suntem morți. Dubois spune, calm, 10 degrees, pitch up. Dacă mă știți de ceva timp, cu siguranță că știți și faptul că pentru mine a măsuit un avion a reprezentat un challenge pentru foarte mulți ani. Iar acest challenge, pe de-o parte, vine dintr-o teamă stupidă de a zbura, teamă care s-a terminat, pe care nu mai am momentul de față, dar pe care am avut-o pentru mult timp. Și mai vine dintr-o fantezie din asta dubioasă pe care am eu o fascinație pe care am avut întotdeauna pentru accidentele aviatice. Iar astăzi vreau să vă povestesc despre situația dramatică, despre cazul dramatic al celui mai important accident aviatic al secolului 21, și anume al zborului Air France 447. for more than two years a few pieces of debris floating in the atlantic ocean were all that was left of air france flight 447 it's one of the most astonishing aviation disasters in modern history air france flight 447 30 minutes later the plane cruising at 37000 feet begins to enter a heavy storm system storm, storm. we've lost control of the airplane bonaz says robert tells the captain we've totally lost control of the plane we don't understand at all And yeah, for air france 447 the question still lingers who ultimately is to blame for the 228 lives lost? Give me the controls, give me the controls. But it's too late. About 40 seconds later, the two co pilots say what will be their last words Robert, damn it, we're going to crash. This can't be happening. Bonin, but what's happening? Four seconds after that, the voice recorder cuts out. An di mai 2009, Pe măsură ce noaptea învăluia aeroportul din Rio de Janeiro, cei 216 pasageri care așteptau îmbarcarea pentru un zbor de Paris nu ar fi putut să bănuiască că nu vor mai vedea lumina zilei niciodată sau că mulți dintre ei vor rămâne legați de scaune timp de încă 2 ani, înainte să fie găsiți morți în întuneric la aproape 4 km sub suprafața Oceanului Atlantic. Dar iată ce s-a întâmplat. Zborul Air France 447 transporta un echipaj format din 9 soțitori de zbor și 3 piloți, pe o călătorie de aproximativ 9000 de kilometri care trebuia să dureze aproape 11 ore. Acești erau niște oameni foarte bine instruiți care pilotau un Airbus A330 de mari dimensiuni, perfect funcțional pentru una dintre primele linii aeriene din lume, o companie emblematică de care toată Franța era și este mândră. Chiar și astăzi, având cutia neagră recuperată din adâncul mării, rămâne de necrezut că avionul s-a prăbușit. O mică eroare a doborât zborul 447, o pierdere temporară a indicațiilor de viteză. Poate părea absurd, dar cei trei piloți au fost copleșiți. Din păcate, piloții nu mai pot oferi explicații, iar înainte să moare, intraseră într-o stare de incoerență frenetică. Dar incoerența lor ne dezvăluie foarte, foarte multe lucruri și acum trebuie să ne oprim o secundă și să vorbim despre un cuvânt extrem de important și anume automatizare. Asta este un uh, Airbus A350, este vedeți frumos Air France, ideea este că avionul despre care vorbim astăzi este un Airbus A330, diferențele sunt destul de mari, dar avionul arată în mare parte la fel, deci trebuie să vă imaginați că acesta este avionul despre care vorbim astăzi. Ce trebuie să înțelegeți? În ultimii 40 de ani toată industria asta a aviației s-a schimbat foarte mult prin automatizare, în sensul că piloții în momentul de față nu mai au aceleași roluri pe care le aveau acum 50 de ani. De cele mai multe ori, pe o cursă normală, un pilot pilotează practic un avion pentru 8-9 minute, la decolare și la aterizare. Pilotul automat se ocupă de tot restul călătoriei. Și pentru că automatizarea, într-un fel sau altul, a făcut ca lucrurile să fie extrem de sigure, a venit și cu un downside, iar downside-ul este dat de faptul că piloții, nemai pilotând fizic avioanele pentru foarte mult timp, în momentele în care ajung să-și pună cumva în valoare skill de piloți, se întâmplă că în anumite situații aceste skilluri să nu mai fie la fel cum erau acum 30-40 de ani, pentru că ei nu mai sunt la fel de obișnuiți să piloteze manual avioanele. Iar situația de astăzi, a zborului Air France 447 va ilustra perfect ce se întâmplă în momentul în care confuzia, într-un fel sau altul, nu neapărat aroganța, dar diferențele de, grad, de grade dintre piloți și o vreme foarte, foarte proastă, au făcut să se întâmple această tragedie. Echipajul a ajuns în Rio cu trei zile înaintea accidentului și a fost cazat la hotelul Sofitel pe plaja Copacabana. Copilotul junior, Pierre Cedric Bonan, în vârstă de 32 de ani, își adusese și soția în călătorie, lăsându-i acasă pe cei doi copii mici. Iar căpind, capitanul, Marc Dubois, în vârstă de 58 de ani, călătorea cu o soțitoare de zbor și cântăreață de operă în afara serviciului. Raportul accidentului nu făcea niciun fel de referire la viața privată a capitanului Dubois. Acesta reușise de hardway pilotând multe tipuri de avioane înainte de a se angaja la Air Inter, o linie aeriană internă preluată de Air France. Era pilot veteran, având aproape 11.000 de ore de zbor, mai mult de jumătate din ele ca și capitan. Dar, de la investigație s-a aflat că noaptea precedentă nu dormise decât o oră, iar în loc să se odihnească, își petrecuse ziua vizitând Rio cu soțitoarea sa. Zborul 447 a decolat la timp, conform programului, la 19 29 de minute, cu 228 de persoane la bord. Airbus A330 este un avion extrem de ușor de manevrat. Are un cockpit automat, comandă digitalizată și un sistem de control care oferă o călătorie extrem de smooth. În anumite situații, în condițiile în care piloții vor să ducă avionul în situații dubioase, Pilotul automat nu te va lăsa să faci acest lucru pentru că nu vrea să te lase să-i depășești limitele structurale și aerodinamice. Timp de 15 ani de la lansarea flotei, din anul 1994, nici măcar un singur avion A330 nu se prăbușise. În cockpit, Dubois ocupa locul din stânga, locul obișnuit al capitanului. Deși era pilotul la comandă și în cele din număr responsabil pentru zbor, în această călătorie a servit drept pilot care monitorizează, gestionând comunicările și listele de verificare. Cum se întâmplă lucrurile într-un cockpit? Ai un capitan și un first officer, dar gradele pe care cei doi le au nu ne spun nimic în legătură cu cine are mai mare autoritate când e vorba de zborat avionul. Și de ce se întâmplă treaba asta? În momentul în care cei doi intră în cockpit se decide cine zboară avionul și cine îl monitorizează pe cel care zboară avionul. Și de aceea, deși capitanul are de poziția mai mare, el poate să-i zică first officerului, băi, nu o să te ocupi de zburat avionul, iar eu o să fiu atent la ceea ce faci tu și mă voi uita la instrumente. De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că, evident, first officerul are ca scop și vrea să acumuleze experiența astfel încât să ajungă la un capitan și capitanul servește puțin și ca trainer. Are în spate așa un 10% din atenția pe care o are el, focusată pe first officer. Deci, în situația aia de față, Astăzi, cum am spus mai devreme, Marc Dubois, capitanul în valoare în vârstă de 58 de ani, el va fi pilotul care va monitoriza ca toate setările avionului și toate nebunile pe care le vreți acolo în cockpit funcționează. Locul din dreapta sa era ocupat de copilotul junior Bonan, al cărui rând era să piloteze, decolarea și aterizarea și să gestioneze automatizarea zborului. Bonan era cunoscut de novicele companiei, fusese antrenat aproape de la zero de către Air France și trecuse direct la a pilota Airbus-uri, într-un moment când avea doar câteva sute de ore la zbor la activ până la momentul accidentului acumulase 2936 de ore, iar acestea erau insuficiente, iar experiența lui era minimă, deoarece aproape tot timpul lui de zbor a fost în avioane Airbus care îi rulau pe pilot automat. Bona a pornit pilotul automat la 4 minute de la decolarea din Rio. Asta este o procedură cât se poate de normală, după cum v-am spus și mai devreme, pentru că zborul, avionul, funcționează pe pilot automat chiar până în momentul înainte de a ateriza. Ruta zborului fusese decisă de dispecerii companiei din Franța și s-a înregistrat în computerul de gestionare al zborului. Era un curs direct pe coasta Braziliei, peste orașul natal, apoi nord-est peste Atlantic. Altitudinea inițială urma să fie de 10.668 de metri. Singura complicație meteorologică era o zonă de furtuni asociate cu zona de convergență intertropicală, deasupra ecuatorului. Pentru moment, noaptea era liniștită și senină. La 31 de minute după decolare, autopilotul a dus avionul aproape de maximul altitudinii pe care îl putea atinge Airbus date fiind temperatura aerului exterior și greutatea avionului. Accelerația automată a stabilit forța pentru a atinge cei 0,82 max selectați. Aceasta este o unitate de măsură pentru viteza mișcării fluidelor utilizată în aerodinamică și în tehnica rachetelor egală cu 340 de metri pe secundă, care în aer arifiat înseamnă o viteză aerodinamică de 518 km pe iar având vântul din spate a furnizat o viteză la sol de aproximativ 869 de km pe oră. Era ora 21 și 9 minute. Iar capitanul Dubois și tânărul Bonan s-au făcut comozi pentru călătorie. Atmosfera din cockpit era mare parte liniștită. La 21 și 24 de minute, Dubois a anunțat că e posibil ca cina să întârzie iar Bonan a răspuns cordial că și lui se face foame. Deși nu se cunoscuse de dinainte, cei doi bărbați se adresau unul celuilalt folosind informalul tu un manierism care era la modă printre piloții Air France. Dar, după cum aveau să demonstreze discuțiile ulterioare, Bonang era mult prea respectuos și mult prea conștient de gradele lor și mai ales de diferența de grade dintre cei doi. O însoțitoare de zbor a intrat în cockpit să servească cina. A întrebat: „Este totul în regulă?” Bonang a răspuns vesel: „Totul este în regulă.” Dubois nu a spus nimic aparent purta căști și asculta operă pe un dispozitiv portabil. Adresându-i se din nou, însoțitoarea de zbor l-a întrebat Și tu? E totul bine? Dubois dă frumos căștele jos și întreabă Cum? Ce? Este totul în regulă? Vrei ceva? Îți dau o cafea? Un ceai? El spune nu, nu, totul este ok, n-am nevoie. Dubois dă dispozitivul său portabil lui Bonan, încercând să-l convingă pe acesta să asculte piesa de operă pe care el o asculta. Aici Bonan nu a spus Nu, mulțumesc, suntem pe pilot automat, dar eu sunt pilotul de zbor. Și nici nu a zis, nu mulțumesc, nu mă interesează muzica iubitei tale. În schimb, și-a luat căștile și le-a pus pe urechi, a ascultat ultima parte din operă și a spus, mai lipsește whisky-ul. era finalul operei. Rezumăm puțin avem un capitan cu foarte multă experiență, avem un novice. Îi avem pe cei doi. Novicele, first officerul, cel care pilotează avionul acum, se simte cumva intimidat de prezența capitanului. Discuțiile din cockpit în momentul de față nu au legătură cu zborul. Nu trebuie să se aplice sterile law, regula sterilă. Ce înseamnă regula sterilă în aviație? Ca momentele importante, decolare, aterizare și diverse, diverse momente de-a lungul zborului nu trebuie să fie pervertite de discuții ce nu au legătură cu zborul. Iar acesta este practic începutul dezastrului. Au primit o atenționare metod de la dispecerii din Paris, însoțită de reprezentarea unui grafic ascendent cu furtunile din față. Niciun pilot nu a menționat nimic despre acestea, dar discuțiile următoare sugerează că Bona, deși nu a vrut să arate treaba asta, el începea să se agite. Dubois spune, furtuna nu este foarte puternică, nu vom avea probleme. Poate că aceasta ar fi fost o oportunitate pentru Bona să-i zică, Capitane, eu nu mă simt în siguranță, haide să facem ceva. Dar chiar în secunda în care a vrut să zică treaba asta, s-a deschis ușa cabinei și a intrat o însoțitoare de zbor, rugându-i să scade temperatura din cală pentru că avea în bagaj o bucată de carne. Vorbește serios, Bona a scăzut temperatura. 10 minute mai târziu, o altă însoțitoare de zbor a sunat în cockpit și le-a spus că pasagerilor din spatele este frig. Bona a menționat carnea din bagajul însoțitoarei de zbor. Până la 22-30 20 20, de minute, avionul se deplasase cu bine în larg și dincolo de poziția radarului de control al traficului aerian. Dubois a luat legătura cu controlul oceanic brazilian, numit Atlantico, și le-a spus unde se află în momentul de față și le-a dat și estimările pentru următoarele două puncte de referință care vreau să urmeze. Controlul le-a mulțumit și i-a instrui, instruit să mențină altitudinea de 10.688 de metri. Bona a spus așa voi face, Dubois a transmis prin radio recepționat, Controlorul le-a spus mulțumesc, iar acesta a fost ultimul schimb de cuvinte al avionului cu solul. Pe Bona înelinștea foarte mult ideea că va trece prin zona de convergență intertropicală și el voia să se ducă mai sus sperând că va ajunge cumva deasupra norilor. Pe el l-a deranjat foarte mult că în discuția anterioară Dubois a spus uh, controlul de trafic aerian că pentru ei alțiunea respectivă este foarte, foarte bună. După prea lui Dubois nu era nimic neobișnuit în zona de convergență din acea noapte în cele din urmă, următoarea cea mai înaltă altitudine standard pentru direcția lor era de 11.277 de metri, care era afișată pe ecran ca fiind maximul recomandat. Asta e o atitudine în care, în condițiile actuale, marge de performanță ar fi fost foarte greu de atins pentru că avionul ar zbura la o viteză relativ redusă și aproape de o stagnare aerodinamică. Mi-e foarte ciudat să folosesc cuvântul stagnare, în engleză se numește stall. Ce înseamnă stall? Un avion pentru a putea zbura este extrem de important ca aerul să treacă foarte lind peste arii, pentru că dacă trece foarte lind, avionul are portanță. În momentul în care avionul, să spunem că el zboară așa, în momentul în care tot zbor prea sus pentru că aerul este extrem de rarefiat, avionul tinde să ia o poziție de acest gen. Dacă ia poziția asta, se schimbă unghiul prin care aerul trece peste aripi și avionul nu mai zboară, ci continuă să cadă. De este extrem de important unghiul de atac, viteza, altitudinea și toate chestia asta se discută la sute de metri. De aceea vedeți că diferența nu e foarte mare între 11.300 de metri și 10.800 de metri câte aveau ei, dar pentru a face orice fel de modificare de genul ăsta pentru a putea urca sau coborâ, tu trebuie să obții permisiune. Iar Bonam, pentru că era frică să treacă prin furtuna respectivă, a vrut să se ducă mai sus, dar dacă se ducea mai sus, se apropiat de această limită pe care Airbus a recomandat-o. Adică cumva în zona aia intri în no man's land pentru că avioanele, motoarele avionelor nu mai sunt îndeajuns de puternice astfel încât să poată uh, asigura un zbor normal. Și avionul în loc să facă așa, începe să facă așa. Să cadă. Deci repet, când vorbim despre situația în care un avion este în stall, a încetat să zboare, a început să cadă. Afara era beznă Bona a văzut prima furtună pe radar și a spus, avem ceva chiar în față. Duboa aproape a răspuns, da, am văzut și a schimbat subiectul. Un minut mai târziu a făcut o observație despre temperatura aerului de afară, care era foarte rece la acea altitudine, dar cu 12 grade Celsius mai cald decât în mod normal. Bonan spune, da, dacă totuși am avea o altă altitudine, poate că ar fi mai ok. Duboa a zis, Aa, ok, nu l-a băgat în seamă, citea o revistă a îndreptat discuția spre un articol despre paradisuri fiscale. Bona a încercat să fie la fel de degajat. La 22.45 minute a spus, trecem prin ecuator. Ai simțit turbulența? Dubois zice, ce? Ai simțit turbulența? Nu era nicio turbulență. Noaptea era foarte liniștită și pe măsură ce avionul se apropia de furtună, Dubois spuse, bine, o să luăm orice fel de măsuri necesare atât a zis, foarte multă confuzie. Deși în față erau furtuni și se vedeau pe radar, nu se vedea niciun fulger. Erau turbulențe minore, fără să fie nevoie să se devieze de la cursul în linie dreaptă. Bonan continuă, n-ar fi mai bine să urcăm? Dubois spune, păi, dacă sunt turbulențe. El se referă la turbulențe puternice pe care înregistrarea a arătat mai târziu că nu le-au întâmpinat deloc. Făcând referire, la regulile legate de distanța față de potențial aeroportului de diversiune, Dubois a spus, vezi că intrăm în etops, zona morții. Și Bona a zis, da, exact, încercăm cum să cerem 36.000 de picioare, adică 10.970 de metri, suntem la limita stratului. Dacă am urcat puțin, ne-ar fi mult mai ușor. Pentru prima dată, Dubo a răspuns clar, așteptăm puțin să vedem dacă reușim să trecem și așa. Ce înseamnă zona morții? Zona morții. În momentul în care, repet, luăm Africa, că la punctul cel mai apropiat, și mergi din Africa sau din Europa către America de Sud, din cauza curburei, curbu, cum se zice, curburii, cred că așa se zice, da? planetei, radarul de pe continentul sud-american și radarul de pe continentul african nu au cum să se unească. Și de aceea există un punct în mijlocul Oceanului Atlantic în care tu ești în no man's zone în care nu s de nimic, este no communication. Când tu părăsești, să spunem, coasta Atlanticului, îți iei la revedere de la controlul de trafic aerian din Brazilia și până când ajungi în sfera de influență, să zic așa, controlul de trafic aerian din Africa, you are on your own. Sunt câteva metode prin care în condițiile în care există o situație foarte nasolă, tu poți contacta pe cineva, dar acolo, în mod normal, cum am spus, you are on your own. Totodată, ce înseamnă aeroport de diversiune? De fiecare dată când se trece pentru o furtună sau de fiecare dată când e o situație dubioasă în fața unui avion, sunt planuri. Dacă să spunem că intrăm într-o zonă cu furtună foarte puternică și ne dăm seama că nu putem să continuăm zborul, care este cel mai apropiat aeroport unde am putea să ne retragem? E, combinația este că în zona asta aici, în Atlantic, nu ai unde să te retragi. Totodată, asta nu reprezintă o problemă pentru că piloții sunt antrenați să treacă pe acolo, Rabarele îți spun frumos, doamne, ce furtun sunt, cât de periculos este, doar că trebuie să știți că în principiu pentru un pilot care este începător, a trece pe acolo este extrem de tricky. Eu am zborat de foarte mult ori în zona aia și de fiecare dată din cele 12-13 ore de zbor, cel puțin 2-3, acolo în mijloc sunt cu turbulențe, e zona în care piloții ne spun, băi, țineți-vă, puneți-vă centurile de siguranță, pentru că, într-adevăr, este o zonă mai sensibilă. E și acum intervine prima problemă cu adevărat problemă. Cu o vreme atât de rea în față și cu un pilot junior îngrijorat la comenzi, Duboa, capitanul, a hotărât să se bage la somn. Dacă Dubois rămânea pe poziție când treceau prin zona de convergență intertropicală, i-ar fi întârziat somnul cu cel mult 15 minute. Iar cu experiența sa, poate că povestea s-ar fi terminat diferit. Dar să încerc să fiu eu, nu cred că oboseala l-a determinat pe el să plece la somn. Din ce am citit în raporturile oficiale, era mai mult un comportament obișnuit care făcea parte din pilotaj în cadrul Air France, iar plecarea lui nu era împotriva regulilor. Totodată, dacă ești tu, șeful avionului și știi că ai lângă tine un novice, băi, nu îți iei pauza de somn în timpul celui mai important eveniment. Chiar înainte de ora 23, ora locală în Rio, Dubois a prins luminile din cockpit, limitând vederea afară și a sunat în compartimentul pentru odihnă în timpul zborului, care era o cameră micuță cu două paturi undeva în spatele cockpitului. Un al doilea copilot dormea acolo și bătu în perete în semn de răspuns. El era David Robert, în vârstă de 37 de ani, un alt novice al companiei care avea totuși de două ori experiența lui Bonan și era seniorul dintre cei doi. Robert absolvise Școala Națională de Aviație Civilă, una dintre școlile de prestigiu din Franța, și ajunsese recent în rangurile executive aeriene unde avea un loc de muncă la conducere în centru de operațiuni, adică el nu mai era un pilot în adevăratul sens al cuvântului. El o pentru această călătorie pentru a rămâne alternat ca pilot, zburase din Paris și aterizase în Rio prima lui călătorie în ultimele 5 luni de zile. i-a luat 2 minute ca să ajungă în cockpit. După ce Dubois a prins luminile din cockpit, priveliștea de afară era întunecată. Avionul a intrat într-un alt strat de nori și a fost cuturat de turbulențe ușoare. În cabina pasagerilor, semnalul centurii de siguranță era aprins turbulențele începeau să crească ușor. Bonan continua să lamenteze incapacitatea de a urca. Țineți minte că voia să urce avionul. A menționat din nou temperatura neobișnuit de caldă de afară. Standard plus 13 grade, după care s-a enervat și a spus la dracu. Nu era niciun motiv pentru izbucnirea lui. Robert nu a răspuns. Se uita la afișajul său de navigație care arăta o furtună fix în față. Și a spus acestuia, nu vrei să mergi puțin la stânga? Sugestia fusese formulată ca o întrebare. Bona răspunde, pe păi, cum adică? Robert a spus, eventual poți să mergi puțin la stânga. Asta multa a sunat mai mult comandă. Bona a sărit o direcție de 20 de grade spre stânga, iar avionul s-a întors supus. Acest schimb de replici a fost primul pas într-o schimbare confuză prin care Bona a început să accepte autoritatea lui Robert, fără însă a ceda complet acesteia. Ok, deci ce s-a întâmplat? Dubois cel mai mare dintre cei trei, se retrage în cockpit. Vine Relief Pilot, pentru că sunt trei piloți deoarece zborul este foarte lung, Ro uh, Davy Robert, care avea mai multă experiență decât uh, Bona, doar că Bona este cel care zboară avionul. Robert vine, se pune în partea dreaptă și ia rolul pe care îl avea Dubois, adică First Officer, se uită, are grijă de, uh, cum îi zice, uh, pilot monitoring, pardon, se uită la instrumente, vede care e treaba și, practic, îl monitorizează pe Bona. Ce se întâmplă în mod normal într-un cockpit? Toată lumea crede că autopilotul zboară și piloții nu fac nimic. nu e adevărat. Autopilotul se ocupă de zbor, pilotul care zboară avionul îl monitorizează pe autopilot, iar uh, pilotul care monitorizează îl monitorizează pe cel care zboară avionul. În momentul în care Robert a venit în cockpit, el deși a luat rolul pe care l-avea Dubois, nu s-a înțeles foarte clar care este raportul dintre cei doi. Era mult o discuție amicală, iar asta reprezintă o problemă foarte mare. Pentru că tu, în momentul în care zbori avionul, tu în momentul în care pilotezi avionul și în care tu iei deciziile, treaba aia trebuie să se vadă. Dacă cel de lângă tine vrea să ia el deciziile, poate foarte bine să zică ok, my controls, eu iau acum zborul, eu mă ocup acum de tot, tu iei rolul celălalt. Dacă ai discuția asta, ping pong ăsta de informații, păreri, discuții, nu se știe clar cine ce face în cockpit. Cei doi ajung într-o zonă mai rea, iar cockpitul s-a umplut de vuietul cristalelor de gheață care loveau parbrizul. Bona a redus viteza, selectând 0.8 Mach. Robert a dat din numeri insinuând, insinuând ceva și a spus, a, nu facem nimic. Unghiul de atac, pentru că a scăzut viteza, a crescut ușor. Turbulențele erau ușoare spre moderate, sunetul cristalelor de gheață continua să se audă. Fără ca piloții să știe, cristalele de gheață începeau să se acumuleze în interiorul celor trei sonde de presiune a aerului care erau montate sub botul avionului. În fundarea acestor sonde era o problemă foarte cunoscută la unele modele Airbus și deși apărea doar în anumite, con în anumite condiții foarte rare la altitudine înaltă, nu provocase niciun accident, ea a fost considerată o problemă de ajuns de serioasă încât Air France a decis să înlocuiască sondele cu unele cu un design mai bun și trimiseseră un specialist care se atenționeze pe piloti despre această problemă. Primele sonde, cele noi, Tocmai ajunseseră la Paris și așteptau într-un depozit să fie montate pe Air France 447. Din păcate, pentru acest vor a fost prea târziu, sondele s-au înfundat rapid. Chiar și după ora 20, 30 minute, ca și consecința blocajului, toate cele trei indicatoare de viteză a aerului au scăzut la nivel alarmant. De asemenea, indicațiile de altitudine au scăzut la 360 de picioare, aproximativ de 100 de metri. Niciunul dintre piloți nu a avut timp să observe aceste interpretări și în momentul următor, autopilotul, reacționând la toată nebunia din jur, s-a decuplat din normal law și s-a schimbat pe uh, alternate law. Trebuie să vă explic acum ce înseamnă acestea două, pentru că dacă nu, nu se va înțelege absolut nimic. Într-un avion, pilotul automat nu are o singură variantă. Deci pilotul automat are trei variante, trei moduri. Normal law este modul în care pilotul automat controlează tot avionul, tu poți să trai de el să-i faci ce vrei, nu există ca tu să poți să prăbușești avionul sau să-i faci ceva avionului pentru că pilotul automat nu te va lăsa. În momentul în care pilotul automat, informațiile pe baza căruia el ia anumite decizii, informațiile acelea sunt eronate sau computerul de bord le respinge ca fiind eronate, el își face un downgrade și intră în alternate law 1, sau Alternate uh, low 2. Diferența dintre cele două este oarecum semnificativă, dar nu o să stăm acum să intrăm în detalii. De ce s-a schimbat de pe Normal low pe Alternate Law? Pentru că, în momentul în care aceste trei sonde, care by the way se află montate în partea asta, sunt trei sonde care se duc către trei procesoare din mijlocul avionului. Iar cele trei procesoare funcționează în modul următor. Dacă două dintre ele iau aceleași date. Avionul spune, ok, alea sunt corecte. Dacă două dintre ele dau date conflictive, în momentul respectiv autopilotul spune așa, băi, se întâmplă ceva cu avionul, informațiile pe care eu le primesc nu sunt ok, pilotul le ocupă-te tu. Dar în alternate law, nu înseamnă că pilotul automat este dezactivat. Pilotul automat funcționează în continuare, doar că nu mai controlează toate mecanismele de uh, protecție astfel încât tu să nu poți Dărma avionul sau tu să nu poți să-i faci o fază dubioasă. Este cumva dacă pilot automat full ar fi aici, dacă controlul manual ar fi aici, alternate law este prin partea asta. Tu trebuie pur și simplu să, să fii conștient că în momentul în care vei trage de manete sau de joystick, avionul va reacționa, va fi mult mai responsiv pentru că nu va avea computerul general care să zică bă, stai că te-ai dus prea multe grade, o să-ți contracarezi -o astfel încât să nu poți duce avionul în partea aia. Așadar, iată imaginea acelui moment avionul se deplasa fără turbulențe, fără a se înclina în sus sau în jos, iar puterea era selectată să asigure 0,8 Mach. Turbulențele erau atât de ușoare încât puteai circula pe culoar, deși ți era puțin greu să ții echilibru. În afară de atenționarea ce privește indicația altitudinii, singura defecțiune semnificativă era indicația vitezei aerului. Viteza nu era afectată, nu exista nicio criză. Episodul ar fi trebuit să fie un eveniment de scurtă durată. Avionul era în controlul piloților, iar asta era suficient. Bineînțeles, piloții au fost surprinși. La început, n-au înțeles decât că autopilotul se dezactivase. O turbulență ușoară a înclinat puțin avionul. Bona întinde mâna spre maneta din dreapta, un dispozitiv ca un fel de joystick din la de gaming și zice: Am comenzile. Iar Robert spune ok. Din cauza indicației de altitudine care deviaseră de la normal, a sunat o alertă puternică în avion. Este posibil ca Bonan să fi strâns maneta de control mult prea tare. Dispozitivul de înregistrare a datelor, care măsoară mișcările manetei, a arătat mai târziu că avea o eroare încă de la început, încercând să aducă aripile la același nivel, folosind mișcări bruște, la fel ca un șofer panicat care cumva derapează și trage așa de volan. Asta a făcut ca avionul să se balanceze în stânga și în dreapta. Ăsta era rezultatul lipsei de experiență în manevrarea avionului în alternate law, pentru că avionul se comporta complet altfel, iar Bonan, neavând experiență, s-a ajuns aici. La altitudine mare, caracteristicile unui avion se schimbă enorm. Dacă ar fi fost puțin mai experimentat, ar fi putut să-și controleze modul în care mișca acel joystick și să rezolve situația. Înregistrările arată că nu a făcut treaba asta. Dar mai rău, cel mai rău lucru pe care l-a făcut a fost ce a făcut pe direcție verticală. A tras manșa acest joystick înapoi, dar acesta a fost un răspuns impulsiv la indicația faptului că el credea că a pierdut uh, uh, mult din altitudine. Ideea este că a tras atât de mult încât aproape că a ajuns la maxim în spate. Avionul a răspuns, evident, printr-o ascensiune nesustenabilă, ducând la încetinirea vitezei și creșterea unghiului de atac. La 6 secunde după ce Bona a preluat controlul, cu alerta de altitudine auzindu-se în cockpit, a pornit un scurt semnal de pierderea vitezei. Era o voce robo robotică fermă care spunea SYNC rate, pierderea vitezei. Alerta din cockpit a început din nou. Robert a întrebat ce a fost asta. Avionul a răspuns, pierdere de viteză, pierdere de viteză. Niciunul dintre piloți nu a înțeles mesajul. Unghiul de atac crescuse cu 5 grade, iar aripile încă erau ok, dar era timpul să se facă ceva în legătură cu alarma. Bona a spus, nu avem o indicație bună a vitezei. Iar Robert a zis, am pierdut complet vitezele. Cu realizarea că indicațiile pentru viteză scăzuseră, problema ar fi trebuit să fie foarte ușor rezolvată. Deși Bona reacționase brusc la comenzi, echipajul adresase problema în 11 secunde, care era un timp relativ, uh, relativ normal. Botul era ridicat la 11 grade, ceea ce era prea mult la acea altitudine, dar nu era o situație extremă. Soluția era simplă, trebuia pur și simplu să împingă maneta în față, o soluție fundamentală pentru zbor. Dacă împingea maneta în față puțin, nu mai era niciun fel de problemă, Trebuia să se libereze accelerația, iar avionul ar fi revenit la atitudinea de croazieră și la aceeași viteză ca înainte, chiar dacă nu se știa viteza. Asta e faza. Ei nu știau viteza pentru că nu mai funcționau senzorii, dar viteza era ok. Bona continuă să tragă de manetă, ridicând botul avionului și mai sus. Iar aici făceau greșeală pentru că de obicei în momentul în care decolezi, tu tragi de manetă pentru că vrei să te îndepărtezi, vrei să decolezi. Dar treaba asta nu se aplică la aproape 11.500 metri, 11.500 de metri în aer. Un proiectant de cabine de avioane renumit de la Boeing la un moment dat a spus așa, noi nu credem că există piloți slabi, cred că sunt piloți cu puțină experiență care au zile foarte proaste. Denumea acest principiu ca fiind la baza proiectării cabinelor de avion la Boeing. Întrebarea se pune, dacă Bonan era un pilot mediu, ce spune treaba asta despre mediu, despre medie în general? cel puțin un răspuns are legătură cu cel din stânga sa. După ce Robert a constatat că indicația de viteză a de viteză a se defectaseră, el nu a mai fost atent la ce se întâmpla pe ecran și el nu mai era pilot monitoring, pentru că dacă el se uita la indicații, vedea că uh, Bona, pur și simplu se juca cu maneta, vedea direcția în care merge avionul. El a început să se ocupe de alte lucruri, el a început să pună alte întrebări, să se panicheze, să discute o grămadă de lucruri care nu aveau niciun fel de legătură cu situația actuală. În schimb, ce a făcut? A început să citească cu voce tare, de pe un ecran din fața lui, un fel de pași pe care trebuie să-i urmeze anumite situații, iar chestia asta nu avea niciun fel de legătură cu situația în care se aflau ei. Robert continuă să citească mesajul de pe ecran și a spus, măsuri de securitate alternative. În sfârșit și-a dat seama că avionul zbura în alternate law. Asta măcar e relevant. Înseamnă că aripile se puteau bloca, iar avertismentele trebuiau luate în considerare. Cu toate acestea, nu este sigur dacă Bonan îl auzise sau nu. Robert a spus, stai, pierdem și s-a oprit. Trecuseră 12 secunde de la pierderea indicațiilor vitezei. Se înălțau prin aerul fiat la 36.000 de picioare, încercând să recapete viteza. Botul avionului era lansat la 12 grade. Robert s-a întors la afișajele principale de zbor și a spus Fiat în la viteză, Fiat în la viteză. Prin asta probabil că se refera la altitudine, pentru că viteza nu mai știa nimeni, indicații de viteză nu mai existau în acest avion. Se poate ca Bonan să fi înțeles că el se referea la altitudine și a zis ok, cobor a coborât botul avionului, dar doar cu jumătate de grad. Avionul a continuat să urce. Robert spune, stabilizează. Bonan confirmă, da, coboară înapoi. Robert a arătat către o măsură a de urcare sau altitudine. Indicații arată că urcăm. Conform celor trei indicații, ești în urcare, așa că du-te înapoi. Niciunul eu nu înțeleg nimic din ceea ce s-a spus aici, astea sunt conversații luate din script care a fost făcut oficial acum vreo 10 ani. Ești la du-te înapoi. Nu este momentul acum să comentăm despre Boeing și despre Airbus. Pauză, Cezar, te frumos. Și la Nu, nu, doar asta. Că trebuie să explic aici diferență dintre Airbus foarte mari și Boeing. În lume, până acum vreo 30 de ani, aveai trei mari producători de avioane, Airbus, Boeing și McDouglas. Mac, McDonnell Douglas, așa. Nu mai există McDonnell Douglas pentru că a făcut fuziune cu Boeing acum vreo 15 ani, dacă nu mă înșel, și ai Boeing și Airbus. Diferența majoră de filozofie între cele două avioane este următoarea. În Boeing ai acea consolă în față, și pilotul, și copilotul, consolele care sunt conectate. Dacă eu în consola respectivă trag, și-a se va muta în direcția respectivă. Deci nu există varianta prin care tu faci ceva și eu nu văd ce faci. Airbus, pentru că are un sistem diferit, are o simplă manetă din asta de gaming, un fel de joystick care este pus în dreapta și în respectiv, și în stânga locului pe care stau pilotul respectiv copilotul. Deci tu ții asta aici, de aici controlezi avionul, iar colegul tău nu vede niciodată ce faci tu, pentru că astea două nu sunt conectate. Pe lângă treaba asta, în momentul în care tu ai control, tu ai și un buton de priority, adică dacă un colegul tău face o greșeală, tu apeși butonul de priority și ai luat controlul. Dar la fel, după asta, și el poate să apese pe acel buton să ia controlul de la tine. Mai departe, situația în care să spunem că tu comanzi avionul să se ducă dreapta și colegul comanda avionul să se ducă stânga, avionul ia ce două comenzi, face un average și îți anulează complet comanda. Deci asta este o diferență enormă. Pentru că uh, Bona, de-a lungul zborului, a atras de această manetă în spate și a ridicat botul avionului, trăgând în spate de ea, Robert nu și a dat seama, nu avea cum să știe chestia asta, pentru că nu sunt conectat, el nu putea să vadă ce face colegul său. Bona a împins manșa înainte, iar avionul a coborât puțin, dar puțin prea repede de opărea lui Robert, ușurând sarcina la 0,7G, o treime până la imponderabilitate. Robert spune ușor, de-abia atunci a dat seama că motoarele erau supra solicitate și a spus, ce e asta? Nu înțelegea. Bona a spus, suntem în urcare, se pare că unul dintre piloți a tras acum manșa de accelerații la ralanti, dar 6 secunde mai târziu celălalt a activat-o din nou. Nu este clar cine a făcut ce, dar este posibil ca Bonan să fie optat pentru ralanti și Robert pentru accelerație. Bonan coborâse botul avionului la o înclinație de 6 grade, iar urcarea încetase. Deși a rămas într-o poziție nefavorabilă, tot ce trebuia să facă era să coboare botul, nimic altceva. Dacă cobora botul cu câteva grade, nu se întâmpla nimic. 228 de oameni nu mureau. Dar din anumite motive, Bonan nu a făcut-o, iar Robert părea să, fară, să rămână fără idei. El încerca să-l sune pe capitanul Dubois, apăsa pe butonul ăla de acolo și strigând, capitan, unde este, ce face, de ce nu vine? Se enervează și zice, la naiba unde este Duboa. Bona a început iar să tragă de manșă, ridicând botul avionului la 13 grade deasupra orizontului. Unghiul de atac a crescut, iar 3 secunde mai târziu, avionul a început să se zguduie, odată cu apariția avertismentul de stall. Zgârțitul se simțea ca o lovitură. Apare pe măsură ce fluxul de aer trece cu greu peste aripi, cum v-am spus mai devreme, și pe măsură ce blocajul devine de necontrolat, este foarte dificil să citești dispozitivele aia, pentru că totul se mișcă, e foarte dubios. Purtat de inerție, avionul a continuat să urce. O însoțitoare de zbor a sunat la interfon, care a răspuns la apelul lui Robert, care a sunat-o când încerca să trăiască pe Dubois. Ea zice, alo, de parcă zgâlțit, nu are fost un indiciu suficient, semnalul de alarmă a pornit din nou și s-a activat timp de 54 de secunde. Nimeni nu a menționat despre acest sistem de alarmă. Însoțitorul de zbor a spus, da, dar Robert nu era atent. Probabil realizase că se blocaseră, dar nu a spus. Lui Bonai a spus, cel mai important încearcă să atingi cât mai puțin comenzi laterale. Asta era ea fel, o parte minoră, probabil nu era cu avionul așa, nu era cu avionul așa era important, repet, să coboare botul avionului. În de zbor la telefon spune, alo, mă aude cineva? Luptându-se cu controlele și cu o dificultate tot mai mare în menținerea aripilor drepte, Bona a spus, suntem la toga, nu? Toga înseamnă take off, go round. Asta este setarea în momentul în care tu vrei să decolezi și trebuie să ai botul sus și motoarele la maxim. Este la fel o altă parte minoră a recuperării blocajului, special al mare pentru că era refiat și chestia asta nu se aplică. Avionul nu avea forță astfel încât să poate să urce mai sus. Era imposibil. Robert nervos zice, la naiba vine sau nu? Nu sunt de zbor a răspuns și a zis nu răspunde și a închis cu un clic. Până atunci tuburile de care vorbeam mai devreme, senzorii, instrument de măsurare destinat măsurii presiunile aerodinamice, acestea se dezghețaseră, iar indicatoarele de viteză funcționau normal. Deși acest lucru nu ar fost evident pentru Bonan sau Robert, pentru că nu aveau idee despre viteza pe care ar fi trebuit să o rate indicațiile. Deci alea s-au blocat indicațiile respective, ei au văzut că arată că sunt la 100 metri deasupra solului și au dat seama că e o problemă, au mutat avionul, s-au plimbat, ce s-au plimbat și la un moment dat, alea și-au revenit pentru că au niște sisteme foarte interesante acolo care le încălzesc. Alea și-au revenit, ei nu trebuiau să facă altceva decât să se uite și să creadă în informațiile pe care le vedeau acolo. Ei, ei, nu au făcut treaba asta, au continuat să urce, iar avionul a depășit un arc parabolic de 38.000 de picioare și a început să coboare, în jos, să coboare cu un unghi de atac de 23 de grade. Deci avionul cădea așa. Rata de coborâre a crescut rapid la 1300 metri pe minut și ca urmare unghiul de atac a crescut și mai mult pentru că era presiunea de aici. Dubois bate la ușă și uh, dă de înțeles că vine acum în cockpit. Robert continuă disperat să apese pe butonul de altfel să-i spună vino acum, dar el a spus motoarele funcționează, ce se întâmplă? Alarma suna în continuare, mă tu înțelegi ce se întâmplă, zice lui Bona, spune la naiba, nu mai am control asupra avionului, nu mai am control asupra avionului. Deoarece aripa dreaptă era mai blocată decât cea stângă, avionul devia în direcția aceea. Robert a spus comenzile din stânga. Folosind butonul de prioritate despre care o spuneam mai devreme, de pe manșa lui, a preluat controlul avionului. A avut controlul pentru doar o secundă, înainte ca Bona să apese pe buton și să ia el controlul. Fără să zică treaba asta, a luat controlul și Robert, evident, a văzut că nu merge manșa lui și a zis Băi, se întâmplă ceva, nu funcționează controlele, pentru că Bona nu i-a zis, Bona a luat eu controlul avionului. S-a înervat și a zis la naiba ce se întâmplă. Bonan spune, i-am impresia că mergem foarte repede. Cum pana mea să crede că merg foarte repede? Când avionul era așa și ei coborau. Era imposibil. Cum a putut să fie atât de confuz? Nu știm. Ușa cabinei se deschide și Dubois intră. Atmosfera tensionată. El habar n-avea ce se întâmplă acolo. Se uită la ei și zice, ce dracu se întâmplă? Ce ați făcut aici? Cockpitul se zgudea puternic, alarme peste tot și Robert nu i-a zis lui, Capitane, am pierdut indicațiile de viteză, bona a continuat ascensiunea, suntem în alternate low, asta este situația, am urcat la 31.000 de picioare, iar acum am coborât. El i-a spus doar, nu știm ce se întâmplă, pierdem controlul asupra avionului. Omul, capitanul, oricât de bun ar fi fost, el nu știa ce s-a întâmplat. Avionul trecea prin atitudinea de 13.000 de metri botul era ridicat cu 15 grade, rata de coborâre era de 3000 de metri pe minut și continua să crească. Unghiul de atac, deși nu era indicat în cockpit, a fost de 41 de grade. Aripa dreaptă era aplecată cu 32 de grade, iar avionul se îndrepta în afara cursului prin întunericul din, de deasupra Atlanticului Mijlociu. Robert i-a spus lui Dubois, am pierdut complet controlul avionului. Nu înțelegem ce se întâmplă. Nu știm nimic. Am încercat totul, nimic nu merge. Capitanul Dubois a intrat în cockpit la 1 minut și 38 de secunde după ce senzorii se blocaseră. Nu se știe dacă s-a pus în spatele lui Bona sau în spatele lui uh, lui Robert. Nu se știe ce poziție a luat exact. Putea foarte bine să zică, bă, dați-vă la o parte, controlez eu avionul. Faza este că el nu știa ce s-a întâmplat. Lui nu i-a spus nimeni, bă, uite, asta a fost situația, aici am, ajunge, aici am ajuns. Uh, pil, uh, uh, pasagerii din spate nu se știe exact dacă au simțit ceva. Pentru că pe registrare nu s-a auzit nimic, nu s-a auzit țipete, nu s-a auzit nicio chestie. În cabina de cockpit situația era critică. După sosia lui Dubois, avertismentul stall s-a oprit temporar, iar aici ajungem într-o fază la care mă gândesc de 10 ani de zile și mi se pare ireală. Cezar, tu frumos, dă pauză la asta aici. Cezar, mă uște cu toți, că trebuie să vă explic. Deci ce s-a întâmplat aici este ceva ce de 10 ani mă nebunește. Fiți atenți. Stall warning-ul, chestia care îți spune că avionul are unghiul de atac mult prea ridicat, ce se întâmplă? Deci în momentul în care avionul zboară așa normal, tu ai ridicat unghiul de atac, ajungi pe aici, pac, pac, îți dă stall warning, îți spune, bă, vezi că te vei bloca și o să cazi. Ăsta funcționează până la un anumit grad, mai sus de acolo intri într-o zonă în care avionul nu știe ce să facă. Oamenii care au gândit avioanele, inginerii din spate nu și-au imaginat vreodată că va exista o asemenea situație în care un avion va fi cu botul așa. Și de aceea computerul de bord zice, bă, e ceva dubios, e o chestie ciudată, poate ăștia testează avionul, eu nu mai dau alarma respectivă. Ce face Bonan? Gândiți-vă, Bonan trăgea de maneta asta, avionul urca. El trebuia să împingă maneta. La un moment dat, în aceste, minute, în aceste secunde teribile, el a luat decizia să împingă maneta. A împins maneta, a coborât unghiul, doar că avionul a intrat în bucățica aia în care suna stall warning-ul. El nu trebuia să facă altceva decât, așa cum am spus de 500 de ori, să coboare, doar că aici îl înțeleg într-un fel sau altul. Gândiți-vă stresul și gândiți-vă atmosfera care era acolo în cockpit. El înțelegea că momentul în care împinge maneta în față, acțiune corectă, avionul începea să zică stall, stall, pentru că intra în zona aia în care stall warning-ul funcționa. Și atunci pentru că el auzea stall, stall, trăgea pentru că ieșea din zona respectivă și deși situația era mult mai nașpa, el considera că e mai bine. Deci asta pe mine, credeți-mă, în ultimii 10 ani de zile de când știu de cazul ăsta, deci m-a dat peste cap. Deci pur și simplu m-a dat peste cap. Tu să faci mișcarea corectă, să auzi avertismentul și în momentul în care faci mișcarea greșită, avertismentul se oprește, dar nu pentru că ai ieșit tu din situația nașpa, ci pentru că te-ai adâncit atât de mult în situația nașpa, încât avionul îți spune, bos mai dus în niște zone pe care nici măcar din punct de vedere matematic, fizic, eu nu știu cum să le gestionez. Dubois arată spre o indicație de pe un afișaj de zbor. El a spus urmează indicația asta. Robert repetă ordinul, dar mai insistent. Bona urmează indicația asta. Avertismentul stol pornește din nou. Bona spune am o problemă și anume că nu mai am indicație de viteză. Dar avea. Dubois doar a mormăit ceva, nu a dat niciun răspuns și Bona a zis nu mai am afișaje. Asta nu era adevărat. Avea și doar că nu avea încredere în ele. Rata de coborare era acum de 15.000 de picioare pe minut, adică aproape 5.000 de metri în condițiile în care o coborâre normală este undeva pe la 1200-1300 metri pe minut. Robert sufera de aceeași neîncredere. El spunea, nu avem niciun afișaj valid. Bonan spunea, am impresia că mergem foarte repede. Tu nu crezi chestia asta? Întinde mâna către speed brakes, vrea să tragă frâna în condițiile în care avionul mergea super încet, deci asta ca să vă dați seama în ce situație se aflau ei. Avionul pierduse aproximativ 100 de noduri de viteză și credeau că merg repede. Amândoi acționau manșele și se contrazeceau pe comenzi. Bona a spus, deci încă coborâm. Robert a spus, hai să acționăm. Timp de 23 de secunde, capitanul Dubois nu a spus absolut nimic. Robert, întrebat în cele din urmă, zice: Ce crezi? Tu ce crezi? Tu ce vezi? Dubois spune: Nu știu, este în coborâre. În apărarea sa putem spune că Dubois aici sărac nu a înțeles nimic. Când a intrat acolo, după pierderea controlului, nu a știut ce să facă. Statutul său de observator cumva ar fi trebuit să fie un avantaj pentru că el putea să vadă din spate ce se întâmpla și să iau deciziile în condițiile în care a avea informațiile ok. Dar el acum vedea așa, viteză redusă, viteză scăzută la sol, atitudine înaltă și o coborâre rapidă în curs. La toate astea se adăugau avertismente repetate, stall warnings, gomotul semnalizator și dificultatea de a controla eleroanele. Bona încerca să iasă din întoarcerea susținută. El a spus, iată, acolo e bine, am revenit la nivelul aripilor nu, nu o să fie ok, avionul se balansa stânga și dreapta 17 grade. Dubois spune, nivelează aripile, orizontul, orizontul artificial, fii atent la orizontul artificial. Lucrurile au devenit și mai confuze. Robert a strigat, viteză, urci. Probabil că a vrut să spună că Bona ridică botul, pentru că în mod sigur avionul nu urca, cădea. El a spus, coboară, 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 dar se referea la faptul că voia să coboare botul avion, nu ca el să coboare. Bonan zice, cobor. Dubois a preluat cuvântul și a zis, nu, nu, tu urci acum, referindu-se la botul avionului. Se poate ca Bonan să fi realizat că Dubois se referea la botul avionului. El a spus, eu urc? Păi atunci deci coborăm. Comunicarea din cabină era defectuoasă. Robert a spus, ok, suntem pe autopilot. Bona a întrebat, cum stăm? La altitudine, cum stăm? Se pare că era preocupat ca să vadă singur altitudinea. Dubois a spus, la naiba, nu se poate. Cum stăm cu altitudinea? Robert a spus, păi ce vrei să spui cu altitudinea? Păi da, cobor, nu? Cobori, da. Bona nu a primit niciodată răspunsul, dar avionul cădea cu 20.000 de picioare, aproape 6.000 de metri. A virat 41 de grade de la dreapta și Dubois a zis, hei, tu ești la... nivelează aripile, nivelează aripile. Robert a repetat, nivelează aripile. Bona, asta încerc să fac. Dubois nu era mulțumit și a spus, nivelează aripile acum. Sunt maxim cu manșa, Țin manșa la maxim. Robert a acționat lateral propria manșă. O alarmă spune control dublu pentru că amândoi controlau acele joystick-uri. Dubois spune manșa. A funcționat iar avionul s-a îndreptat. Dubois spuse aripile drepte. Îndreaptă-le încet, încet. Confuz Robert. Am pierdut toate indicațiile din aripa stângă. Nu înțeleg nimic, nu mai am nimic acolo. Dubois a răspuns atunci ce ai? Nu, 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 stai, stai, nu apăsa pe ele, așteaptă. Deși nu s-au urmărit niciodată reconstituirea precisă, anchetatorii au estimat ulterior că acesta a fost ultimul moment deoarece avionul căzuse la aproximativ 3.900 de metri și când teoretic ar fi fost posibil o recuperare. Manevra ar fi necesitat un pilot profesionist care să coboare botul cu cel puțin 30 de grade sub orizont, să intre în picaj, suportând o pierdere uriașă de altitudine pentru a accelera până la un unghi de atac de zbor, și apoi evitând scufundarea chiar deasupra valorilor să tragă în sus cu suficientă putere pentru a nu depăși limita de viteză a avionului, dar totuși să nu tragă foarte brusc pentru că ar fi putut să provoace o defecțiune structurală. Probabil că putem număra pe degetele de la o mână piloții care ar fi putut reuși, dar acest echipaj Air France nu a fost printre ei. Există o vorbă în aviație cum că motivele pentru care ai probleme devin motivele pentru care nu scapi de Bona a spus, suntem, suntem acolo, ajungem acum la nivelul 100. Nivelul 100 înseamnă 10.000 de picioare, aproximativ 3.000 de metri. Foarte jos. Este o denumire standard în operațiuni, ca să nu mai zic nivelul 10, mi sta nivelul 100. Robert a spus, stai, că eu am controlele, eu, și și-a apăsat butonul de prioritate, dar Bona l-a apăsat instant, după, fără să anunțe. Se aude alarma, control dublu. Unghiul de atac al avionului a rămas la 41 de grade. Bona a spus, ce este? De ce continuăm să coborâm atât de mult? Robert îl îndrumă pe capitanul Dubois către panoul de comutare. El voia să dea un reset la toate nebunile din cockpit de acolo, doar că Dubois spune nu o să ne ajută la absolut nimic chestia asta, ei căutau soluții în alte părți. Bona a spus a ajunge la nivelul 100, 4 secunde mai târziu a spus 9000 de picioare, se lupta să mențină aripia la nivel, Dubois spune ușor, ușor cu manșa. Robert a spus, urcă, urcă, urcă. El a vrut să zică, ridică botul. Bona a spus, dar sunt la maxim de ceva vreme. Control dublu. Dublu a spus nu, 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 nu urca. El a vrut să spună nu ridica botul. Robea a spus așa, coboară, coboară. Se aude armă de control dublu. Bonan spune haide, ai comenzile, suntem încă pe pilotul automat. Cineva nu se știe cine a zis domnilor, în restul în următoarele 13 secunde, nimeni nu a mai spus absolut nimic. Robert era la manșă, iar în cockpit se auzeau așa. Alarmele zgomotoase, Liniștea, vuietul ploii, o nebunie totală. Dubois a spus, ai grijă, iar ridici botul. Robert spune, ridic botul? Da, ridici botul. Bono a zis. păi trebuie să ridic botul, suntem la 4.000 de picioare, la 1.200 de metri. Dar ridicarea botului este ceea ce a făcut să aibă probleme la început. Sistemul de avertizare de proximitate a sunat. O alarmă a anunțat, syncrate, go up, syncrate, go up. Dubois spune, hai ridică. Cu asta pare că se resemnase cu moartea. Bona era mai tânăr. Avea o soție în spatele cabinei și doi copii mici acasă. El și-a asumat controlul spunând, continuă, ridică, ridică. Robert a zis, la naiba, ne vom prăbuși, nu este adevărat, o să morim, dar ce se întâmplă? Una după cealaltă, alarmele avertizeau. Sink rate, stall, go up, sink rate, stall, go up. În același timp, fie Robert, fie Bona au spus, la naiba, suntem morți. Dubois spune calm, 10 degrees pitch up, Zborul 447 s-a prăbușit brusc în Atlanticul Ecuatorial. Era ora 23 și 14 minute în Rio, 4 ore și 15 minute de zbor și 4 minute și 20 de secunde de la răsturnarea situației. Doi ani mai târziu, când au fost preluate în registrările datelor de zbor, au arătat că în ultima clipă avionul întors cu 225 de grade de pe curs și zbura spre vest cu botul la 16 grade în sus și aripii aproape la nivel. Complet blocat, progresa doar la 100 de noduri, dar cu o rată de coborâre, în ciuda accelerării complete, de 3,5 km. Impactul a fost drobitor, toți cei aflați la bord au murit pe loc, iar repava s-a scufundat în apa adâncă. În rămășiții au fost găsite, în curând, plutind la suprafață 50 de cadavre, inclusiv cel al capitanului Marc Dubois. Acum, poate că voi ați văzut cumva că atitudinea mea vis-a-vis -vis de acest zbor este, fam nu e atitudinea mea. Că nu, este, nu sunt eu în poziția în care să spun cine a fost competent sau cine a fost incompetent. Ideea este că, în principiu, se spune că accidentele aviatice nu se întâmplă din cauza unui singur eveniment. Sunt foarte multe evenimente unice, in their own, care cumva converg și ajung în situația asta absolut absurdă. Problema, în mare parte, ține de chestia asta cu automatizarea. Trebuie să știți că în momentul de față pe planetă stă aproximativ 300.000 de, de piloți și ultimele teste arată că marea majoritate sunt relativ piloți medii, mediocri, ceea ce nu e ceva rău, pentru că un pilot mediocru într-un avion bun, probabil că este un pilot foarte bun. În continuare, a zburat cu avionul este cea mai sigură metodă de transport, gândiți-vă că în ultimii 3 ani de zile, în afară de cazurile cu 737 max am mai avut un caz în China undeva pe anul trecut și cam atât. Ideea este că acest caz este o dovadă clară a unui avion perfect funcțional, unui avion care avea nicio problemă, unui echipaj bine antrenat, dacă este neamnă după standarde, pur și simplu soarta într-un fel sau altul a făcut ca lucrurile astea să se întâmple așa. Sunt convins că dacă iei 200 de milioane de zboruri din istoria aviației și încă 10 milioane de ani de acum înainte, nu o să ajungi să trăiești o situație similară cu cea pe care tocmai am încercat să vă descriu într-un mod cât mai bun, cât mai descriptiv în funcție de cum am putut să ne adaptez și o limbajul. Este un clip la care lucrez foarte mult, m-am documentat enorm, am citit toate cele 175 de pagini pe care le-a publicat Bureau of Enquiries and... A, ah. Aviation, ceva de genul asta din Franța, este un fel de NTSB, National Transportation Safety Board, care în momentul în care este, se află un accident, se duc investigatorii acolo și fac un raport, am citit tot raportul respectiv și deși nu am cunoștințe puternice de matematică, de aerodinamică, m-am dus și pe fiecare chestie pe care am citit-o, am făcut research-o mai un astfel încât să văd ceea ce e ok. Pe mine absolut m-a șocat tot cazul ăsta, sper că ați avut răbdare să ajungeți până la sfârșit. Și dacă vi se pare interesante aceste clipuri, vă rog frumos să-mi spuneți, îmi promit ca măcar de 2-3 ori pe an să fac un asemenea video. Vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, nu uitați să nu vă fie frică în avioane, mie nu mai mi-este frică deloc de foarte mulți ani, dar dacă sunteți pasionați de clipuri de genul ăsta și dacă vă uitați în general la oameni care creează acest gen de conținut, mi-ar plăcea foarte, foarte, foarte mult să citesc în comentarii. Thank you so much and see you in the next one. Love you.